Hello, hello! Bine veniți sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video am pregătit etalarea de tarot pentru anul 2021 pentru Zodia Scorpion. Aceasta va fi o etalare generală, prin urmare este foarte important să urmărești atât pentru zodia ta, cât și pentru ascendent, lună sau orice alt semn zodiacal în care ai o aglomerare de 4 sau mai multe planete, pentru a primi mesaje cât mai clare și mai concise pentru situația ta particulară. Voi extrage 12 cărți, una pentru fiecare lună a anului 2021 și pe urmă voi clarifica pentru situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară, fiecare trimestru al acestui an. Hai să vedem ce energie ies pentru Scorpion, pentru ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Energia de fundal a acestei etalări, energia care o să-i urmărească pe Scorpioni pentru tot anul 2021, este 4 de bâte, o energie de sărbătoare, de victorie, de fericire, împlinire și motiv de veselie și voie bună. O energie foarte stabilă, niște fundații foarte stabile pe care Scorpionii poate să-și clădească viața pe care și-o doresc. Bun. Poate ați observat că au ieșit deja îndrăgostiți de 2 ori. Asta e pentru că am folosit un set de cărți de tarot mai special, The Star Spinner Tarot, un set de cărți care are 81 de carduri în total, nu 78 cum au seturile normale de tarot. Asta pentru că acest set de cărți are cartea îndrăgostiții de 4 ori. M-am tot gândit dacă să le scot, să le las, să las o singură variantă, am zis că le las pe toate, pentru că Scorpionii fiind o zodie de apă, oricum sunt foarte conectați cu tărâmul acesta al sentimentelor și al emoțiilor și dacă este necesar să apară tema aceasta a îndrăgostiților, a relațiilor de dragoste, a sufletului pereche și a alegerilor pe care trebuie să le facem în această direcție, am zis să le las să iasă de câte ori este necesar. Un an superb pentru Scorpion, da? Energia de fundal este acest 4 de bâte. Toate cărțile o să vă aducă foarte mare împlinire, deciziile pe care le luați anul acesta sunt pentru binele vostru suprem, vă puneți fundațiile unei vieți mult mai fericite, mult mai împlinite, alături de cei dragi. Pentru o parte dintre voi, acest 4 de bâte poate să vorbească chiar și de o căsătorie sau de construirea sau achiziționarea unei case sau unui apartament. Bun, și acum hai să vedem pentru fiecare lună în parte. Care este energia la care se pot aștepta Scorpionii? Luna ianuarie începe cu cartea îndrăgostiții, care în tarot reprezintă și zodia gemenilor. Temele legate de dragoste, suflet pereche, direcția lor în viață, alegerile pe care trebuie să le facă de acum înainte astfel încât să obțină acest 4 de bâte pe care și-l doresc Scorpionii, sunt foarte proeminente în luna ianuarie. Mare atenție la gemenii din viața voastră, pentru că s-ar putea să vă transmită niște mesaje foarte importante. Luna ianuarie cere de la Scorpion să facă o decizie. O decizie care nu se face nici cu sufletul, nici cu mintea. Se face îmbinând cele două aspecte. O decizie care vine după o analiză foarte atentă a lucrurilor, a faptelor, a stării obiective de fapt, dar și după o analiză foarte intrinsecă a sentimentelor, a emoțiilor și a intuiției Scorpionului. O carte foarte frumoasă pentru luna ianuarie. Pentru o parte dintre voi e posibil să vă întâlniți sufletul pereche sau să oficializați o relație. Mai ales pentru că aici luna februarie vine cu energia împăratului. Împăratul este cartea care în tarot reprezintă zodia berbecului. Este o energie foarte protectoare, care vă susține, vă ajută, vă protejează, vă dă un sfat bun, vă dă resursele necesare dacă aveți nevoie de acestea. O energie foarte frumoasă pentru luna februarie, foarte multă susținere pentru Scorpioni, mai ales din partea unui berbec sau unei persoane mai în vârstă, a unei persoane cu autoritate într-un anumit domeniu. Luna martie vine cu o altă carte pozitivă, șasele de bâte.
Scorpionii sunt victorioși în martie. Se întorc de la război cu multe medalii și cu victoria în mână. Triumfători, fericiți în aplauzele publicului. În luna martie o să vi se recunoască meritele pentru efortul depus în trecut. Luna aprilie vine cu energia reginei de monede. Regina de monede este o energie financiară foarte stabilă, energie care nu se mișcă foarte rapid, care își calculează fiecare pas, își măsoară fiecare vorbă. Este o energie care știe foarte puține resurse financiare, cum să profite de acestea și să aibă un stil de viață foarte confortabil, o locuință foarte frumoasă, o garderobă foarte echilibrată și bine pusă la punct. În luna aprilie, scorpionii vor trebui să demonstreze că sunt foarte cumpătați cu finanțele lor. Chiar dacă aveți aici foarte multe succese pe început de an, e important în aprilie să nu exagerați din punct de vedere financiar. Nu cheltuiți mai mult decât vă țin buzunarele, nu faceți investiții în afaceri riscante. În luna aprilie este foarte important să alegeți calea tradițională în orice, în relații, în profesie, în investiții, în prietenii, în comunicare, în călătorii, orice faceți în luna aprilie, faceți-o într-un mod tradițional. Luna mai vine cu prima carte cu potențial negativ, să-i spunem. Cinciul de săbi este o energie a confruntărilor verbale, a confruntărilor mentale. Aici apar niște discordanțe, niște opinii diferite între un scorpion și o altă persoană, cineva va ieși învingător, cineva o să iasă pierzător din această dispută verbală sau intelectuală. Este foarte important pentru scorpioni, când apare această dispută, indiferent că o să câștigați sau că o să pierdeți, să o faceți într-un mod integru. Dacă ați câștigat disputa, nu ar fi indicat să vă lăudați cu acest câștig, nu ar fi indicat să faceți persoana care a pierdut în fața voastră să se simtă mai prost. Dimpotrivă, căutați ieșirea diplomatică, căutați să reparați relația și să nu tăiați aici legăturile pentru totdeauna. Fiți persoana mai matură, mai inteligentă, mai integră, care caută să readucă echilibrul în această relație. Dacă o să ieșiți de partea învinsului, este foarte important aici să nu vă blocați în această energie de tristețe, ci să treceți mai departe cu demnitate. Mesajul din această carte este nevoia de demnitate și integritate. Tot timpul în viață cineva o să câștige și cineva o să piardă, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim mereu pe părți opuse ale baricadei. Chiar dacă avem idei divergente, chiar dacă avem principii, valori diferite, asta nu înseamnă că nu putem să găsim undeva o mică fărâmă de teren pe care îl avem în comun, chiar și cu inamicii noștri. Aici alegeți calea diplomației. De ce? Pentru că aici, în luna iunie, apare din nou cartea îndrăgostiții. Apare din nou momentul în care scorpionii trebuie să facă o nouă decizie. E posibil că aici în iunie să puteți să reveniți asupra unei decizii făcute în ianuarie dacă cumva această decizie nu mai este în concordanță cu visele, aspirațiile și dorințele voastre. Pentru o parte dintre voi, relația începută în ianuarie, aici în luna iunie, trece la următorul nivel. Pentru cei care deja erați în relații de lungă durată în luna ianuarie, o să aveți două momente în care relația voastră evoluează în acest an. Și o să vedem mai apoi că mai sunt câteva momente de evoluție în relații de orice fel. În luna iunie, iarăși fiți foarte atenți la gemenii din viața voastră, mai ales dacă își serbează ziua în această lună. S-ar putea să aibă nevoie de mai multă afecțiune și atenție din partea voastră. Oricum, o carte absolut superbă pentru scorpioni. Luna iulie vine cu pajul de cupe, o nouă ofertă emoțională, sentimentală în viața scorpionilor. Pentru cei care sunteți singuri, aici se materializează ceva din promisiunea acestor cărți de îndrăgostiți. E posibil ca voi să fi cunoscut această persoană fie în ianuarie și să fi reapărut în viața voastră în iunie, iar în iulie să vină și oferta sentimentală din partea acestei persoane. Pentru cei care sunteți deja în relații serioase de lungă durată,
acest paș de cupe poate să vină cu reaprinderea flăcării sentimentale între cei doi parteneri. Poate să vină cu un copil care o să apară în viața voastră sau cu diverse alte acțiuni, activități care apar în cuplu, care o să vă aducă mai aproape și o să vă facă să vă redescoperiți partenerul sau partenera. În orice caz, luna iulie clar întărește legătura dintre cei doi parteneri. Luna august vine cu altă energie de paj, pajul de bâte. Dacă în iulie vine o ofertă emoțională, sentimentală, de dragoste, în august oferta aceasta se mărește și vine și cu o componentă pasională, creativă, de atracție fizică, o legătură foarte focoasă, care e bazată atât pe sentimente cât și pe o conexiune fizică. În dragoste aici lucrurile evoluează foarte frumos, mai ales dacă ați cunoscut un posibil partener, parteneră în ianuarie. Din iunie încolo lucrurile evoluează foarte rapid, într-o direcție foarte bună, mai ales că aici în septembrie avem Marele Preot, cartea care în tarot reprezintă zodia Taurului. Pentru voi Taur este a șaptea casă astrologică, care guvernează parteneriatele de orice fel, atât parteneriatele de muncă, de afaceri, dar și cele personale, orice parteneriat, orice relație care se finalizează printr-un contract. O parte dintre scorpioni e posibil ca aici să se căsătorească, să legalizeze uniunea, parteneriatul, să ducă relația la următorul nivel. Cei care sunteți deja căsătoriți, Marele Preot poate să vină cu achiziționarea unei locuințe, trecerea la următorul pas, oricare ar fi acesta pentru voi. Luna octombrie vine cu răsplata pentru efortul depus în trecut. Treiul de bâte este o carte care ne răsplătește, care ne aduce înapoi lucruri pe care nu am crezut că le mai putem avea în această viață. E o carte foarte frumoasă, o energie foarte bună pentru scorpioni. De ziua voastră o să primiți aici niște cadouri, niște lucruri pe care nu v-ați așteptat că le mai puteți avea și un nou început financiar plin de stabilitate. Pentru că luna noiembrie vine aici cu asul de monede. E posibil să vi se ofere un nou job, o mărire, o promovare, să găsiți o nouă afacere, o nouă oportunitate de investiții care să vă aducă foarte multă stabilitate financiară. Dacă e vorba de relații, relația aceasta o să vă aducă foarte multă stabilitate. Nu o să mai fie o relație fluctuantă cum ați avut în trecut, în care nu știați exact ce se întâmplă, în ce situație e relația voastră. Asta va fi una cu cărțile pe față foarte, foarte serioasă. Ultima carte din acest an, pentru decembrie 2021, Roata Norocului. O carte karmică în care toți scorpionii o să-și primească răsplata. În funcție de lecțiile pe care le-ați învățat în acest an, în funcție de karma pe care ați acumulat-o în acest an, fiecare o să fie răsplătit după măsura sa. O carte foarte frumoasă, o carte jupiteriană, cu foarte mult potențial pozitiv, dar mare atenție pentru cei care nu ați făcut lucrurile ca la carte, pentru cei care de două ori v-ați ignorat instinctele, inima, creierul și ați luat alegerile greșite, pentru cei care nu mi-ați ascultat sfatul aici pe luna mai sau pe luna aprilie. Pentru toți cei care ați acționat împotriva firii voastre, aici o să fiți taxați. Așa că mare atenție la deciziile pe care le luați anul acesta, la acțiunile pe care le faceți în acest an. Aveți foarte multe șanse să reparați lucrurile. Prima în ianuarie, a doua în iunie, iulie și august vin cu oferte, noiembrie vine cu un nou început. Aveți foarte multe șanse aici de a repara lucrurile. Foarte multe șanse să aveți un final fericit, dar bineînțeles, ca întotdeauna, alegerea finală este în mâinile voastre. Hai să scoatem niște cărți de clarificare pentru situația de dragoste. În primele 4 luni ale anului avem 4 de săbi pentru sănătate, 10 de cupe pentru bani, carieră, situație financiară, 10 de bâte. Ok, lucrurile se clarifică puțin. O să luăm fiecare carte și o să o interpretăm în contextul celorlalte cărți care au ieșit aici pe etalare. Mai întâi, 4 de săbi, care a ieșit ca și clarificare pentru situația de dragoste. 4 de săbi este o carte care ne arată nevoia de odihnă, nevoia de a face un pas înapoi, de a încetini ritmul și de a analiza bine lucrurile. În primele 4 luni din an,
Este foarte important să vă luați acest timp de odihnă, de repaus și să analizați foarte bine lucrurile. Aici aveți de făcut o alegere în ianuarie. O să fie o alegere grea, o alegere importantă. Pentru unul dintre voi s-ar putea să trească să alegeți dacă rămâneți în această relație sau vreți să plecați din ea. Pentru alții s-ar putea să trească să alegeți între doi parteneri, între două opțiuni, între ce vă cere sufletul și ce vă cere mintea. Depinde de situația particulară a fiecăruia, o să aveți de făcut o alegere. Va fi o alegere grea, care o să vă lase fără energie și de aceea e foarte important aici să vă reîncărcați bateriile. Pentru cei care sunteți într-o relație de lungă durată și n-aveți gânduri de plecare, cereți ajutor de la partener sau partenera voastră atunci când aveți nevoie, atunci când simțiți că greutățile sunt prea mari pentru voi. Pentru că acest lucru va face legătura dintre voi mai puternică, mai stabilă. Nu uitați că nu sunteți singuri, nu trebuie să vă duceți bătăliile singuri. Aici aveți un împărat care vă conduce, vă ghidează, vă ajută și vă protejează. Și doar cu ajutorul acestui împărat puteți să ieșiți victorioși din acest război, din această bătălie. Pentru unii dintre voi o să fie un război intern, între nevoile voastre spirituale și nevoile voastre materiale. Pentru unii o să fie un război pe față, cu alte persoane, cu diversi dușmani, cu oameni care vă vor rău. Partea bună este că aici aveți foarte multă susținere. Profitați de acest berbec sau de acest geamăn de persoane care vă susțin și care vă ajută, care sunt dispuși să vă protejeze. Cereți-le ajutorul ca să ieșiți victorioși. La finalul primelor 4 luni, oricum o să ieșiți o persoană mult mai stabilă și mult mai înțeleaptă. Pe partea de sănătate avem 10-le de cupe. Scorpionii ar trebui să fie atenți în primele 4 luni ale anului la posibile boli care se transmit genetic din generație în generație. Dacă nu suferiți deocamdată de nicio boală cronică, contactați-vă părinții, bunicii, rudele. Aflați istoricul bolilor din familia voastră ca să vă puteți face un plan de acțiune, un plan preventiv de viitor, astfel încât voi să puteți să preveniți aceste boli. Pentru cei care aveți anumite probleme de sănătate, o să aveți parte de susținere din partea familiei pentru a lupta cu această problemă și o să ieșiți victorioși aici. O să ieșiți stabili, o să ieșiți ok din această problemă. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, aveți foarte multe responsabilități. 10-le de bâte mi-arată că aveți multe lucruri de făcut, multe task-uri de îndeplinit. Se pune foarte multă răspundere pe umerii voștri. Este foarte important să nu renunțați, să nu vă dați bătuți, pentru că puteți să duceți la bun sfârșit toate aceste activități. Aici, mai ales în luna martie, o să ieșiți victorioși, o să duceți la bun sfârșit niște proiecte, niște activități. În februarie, dacă aveți nevoie de ajutor, puteți să găsiți un berbec sau un șef, o persoană cu autoritate care să vă ofere suport, susținere, ajutor și sfaturi. O parte dintre scorpioni s-ar putea ca în luna ianuarie să fie puși în fața unor alegeri, poate vi se oferă un nou job, o mărire, o promovare, care să vă aducă aceste responsabilități în plus pe umerii voștri. Sfatul ar fi să acceptați această provocare pentru că o să vă ducă într-o direcție mult mai stabilă din punct de vedere financiar. Da, o să fie greu, o să fie mult de muncă, dar nu e ceva ce nu puteți să duceți. Hai să vedem pentru următoarele 4 luni, pentru perioada mai-august, avem aici o carte deja care a avut să sară. Pe partea de dragoste avem Marea Preoteasă, pentru sănătate Spânzuratul și pentru bani, carieră, situație financiară, Pajul de Bâte. Bun, hai din nou să le analizăm pe fiecare în parte. Pentru situația de dragoste, Marea Preoteasă ne îndeamnă să ne analizăm nevoile sufletului, să mergem în interiorul nostru pentru a găsi calea pe care trebuie să o urmăm. Mai ales aici în luna mai, este foarte important pentru scorpioni să evitați certurile și discuțiile în cuplu. E foarte important să vă faceți o strategie, să vă gândiți la care sunt lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru voi. Nu vă certați cu partenerul sau partenera din orice prostie. Nu țineți cu dinții de orice nimic
doar ca să aveți dreptate, doar ca să demonstrați voi cât sunteți de deștepți și cât sunteți de tari. Alegeți-vă prioritățile și luptați pentru lucrurile cu adevărat importante pentru voi. Pentru că dacă țineți cu dinții morțiși de toate prostioarele, o să vă îndepărtați partenerul sau partenera. Și aveți mult prea mult potențial pozitiv aici ca să lăsați niște prostioare să stea în calea fericirii voastre. În luna iunie, mai ales pentru acei scorpioni care au un partener sau o parteneră în zodia Gemeni, lucrurile stau foarte frumos pentru voi în situația de dragoste. Lunile iulie și august vin cu o reînnoire a sentimentelor și a pasiunii în cuplu. Cei care sunteți singuri, e posibil ca aici, în iunie, să reîntâlniți o persoană cu care să începeți o relație sentimentală. În orice caz, e foarte important, înainte să vă aruncați cu capul, înainte în orice relație, să vă cunoașteți foarte bine pe voi înșivă, să vă cunoașteți foarte bine nevoile sufletului vostru, să vă cunoașteți foarte bine trăsăturile pozitive, dar și trăsăturile negative. Să vă eliberați de aspectele toxice pe care le-ați acumulat din relații anterioare și să pășiți în această nouă relație fără bagaj. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, acum e momentul să vă eliberați de traumele din trecut, de bagajele karmice din trecut, astfel încât să nu cărați după voi în această relație poverile voastre. Pentru că aici aveți foarte mult potențial pozitiv. Lunile iulie și august o să fie superbe din punct de vedere emoțional pentru toți scorpionii. Foarte multă împlinire. Pe partea de sănătate avem aici spânzuratul. O perioadă de inactivitate în care lucrurile nu evoluează nici pozitiv, nici negativ. O perioadă în care sănătatea voastră stagnează la același nivel la care era în luna mai, așa o să fiți și în august. E o perioadă în care corpul vostru o să vă transmită foarte multe mesaje intuitive, mai ales că aici avem și Marea Preoteasă și Spânzuratul. Ambele sunt cărți de intuiție. Ascultați-vă intuiția în această perioadă, atât în dragoste cât și în sănătate. Corpul vostru știe ce are nevoie și vă transmite aceste nevoi. Trebuie doar să-l ascultați. Și dacă învățați să vă ascultați nevoile corpului, o să fiți mult mai împliniți și mult mai echilibrați la finalul acestei perioade. Din punct de vedere al banilor, al carierei și al situației financiare, pentru scorpioni, în perioada mai-august 2021, apare o nouă oportunitate, fie că e un nou proiect creativ care vă entuziasmează foarte mult, fie că e un nou coleg sau colegă la locul de muncă, o persoană mai tânără pe care voi trebuie să o ghidați, să o învățați meserie, care vă poate degreva de o parte din responsabilități. Aici apare ceva nou, ceva foarte pasional, foarte creativ, în care voi vă puteți vărsa toate cunoștințele. Perioada mai-august va fi foarte pozitivă pentru scorpion la locul de muncă, bineînțeles în mai aveți grijă la discuții, la posibile certuri sau contradicții. Foarte important să luați o atitudine matură și să căutați tot timpul să împăcați oamenii, nu să creați diviziune și discordie. În luna iunie e posibil iarăși să vi se facă anumite oferte și să puteți din nou să faceți o schimbare în traiectoria voastră profesională și am impresia că aici o să alegeți ceva care să vă aducă atât împlinire sufletească, spirituală, cât și împlinire creativă, ceva de care o să fiți foarte pasionați. E posibil o parte dintre scorpioni să își poată transforma un hobby într-o nouă sursă de venit. Și hai să vedem pentru ultimul trimestru al anului 2021, pentru situația de dragoste, treiul de monede, pentru sănătate, moartea și pentru bani, carieră, situație financiară, regina de bâte. Bun, hai să le luăm pe rând. Pentru situația de dragoste avem aici treiul de monede. Este o carte de colaborare, de cooperare, de muncă în echipă. Pe ultima parte a anului, din septembrie până în decembrie, scorpionii o să fie într-o relație. Și e foarte important să învețe să colaboreze și să coopereze cu partenerul sau partenera lor. Dacă aveți nevoie de ajutor, de ghidare, de sfaturi, apelați la prieteni,
la rude, la oameni în care aveți încredere, la oameni pe care îi respectați, pentru că o să vă dea sfatul bun pentru voi. Finalul anului este foarte pozitiv, toate cărțile de aici sunt pozitive. O să vină cu mai multă stabilitate în septembrie, cu răsplată în octombrie, cu noi începuturi de stabilitate în noiembrie și cu încă o răsplată karmică în decembrie. Partea dintre voi s-ar putea să se căsătorească în septembrie, să plece undeva în luna de miere în octombrie, să se mute într-o casă nouă în noiembrie și în decembrie e posibil chiar să aflați că aveți un copil. Bineînțeles că posibilitățile sunt multiple, depinde de situația de viață a fiecăruia. În orice caz, lucrurile stau foarte bine aspectate aici pe finalul anului. Scorpionii au în sfârșit relația pe care și-o doresc și e foarte important să lucrați la ea în continuare. Doar pentru că relația este așa cum vă doriți voi acum, în momentul acesta, nu înseamnă că vă puteți culca pe ureche. Trebuie în continuare să depuneți efort, să fiți atenți la nevoile partenerului și să lucrați la a crește împreună. Pentru că dacă nu lucrați la a crește împreună, la un moment dat o să creșteți separat. Pe starea de sănătate avem moartea. Nu vreau să vă speriați de această carte, este cartea care vă reprezintă pe voi. Reprezintă zodia scorpionului. Reprezintă și o transformare. O parte dintre scorpioni s-ar putea să aibă parte aici pe perioada toamnei de o mare transformare în starea lor de sănătate, mai ales după partea aceasta de stagnare din timpul verii. Parte dintre voi o să slăbiți foarte mult, cei care aveți nevoie să puneți câteva kilograme în plus o să le puneți. Parte dintre scorpioni s-ar putea să afle că o să aibă un copil și aceasta să fie transformarea care intervine în corpul vostru fizic. În orice caz, va fi o transformare pozitivă, va fi o transformare către o direcție foarte bună în sănătatea voastră, o direcție stabilă, o direcție care vă va crea un corp fizic robust, solid, pregătit să intre în sezonul rece. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem Regina de Bâte. Finalul de an vă vede finalizând acest ciclu în cariera voastră, acest ciclu de bâte, cu foarte multă energie și foarte multă activitate și aici, în sfârșit, vi se recunosc meritele. Sunteți o persoană carismatică, sunteți în centrul atenției. Vi se recunosc meritele și vi se dă răsplata pe care o meritați. O să aveți o perioadă superbă din septembrie până în decembrie, în carieră lucrurile merg tot în sus. Lucrurile merg din bine în mai bine. O etalare superbă pentru Scorpion, cred că este cea mai frumoasă etalare pe care am făcut-o până acum. Înainte să finalizăm acest video, vreau să vă las și cu un gând frumos pentru anul 2021. O să extrag o carte din aceste carduri Puterea Gândului. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi, iar dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video. Bineînțeles, nu uitați să vă uitați și la videoul pentru ascendent, lună și pentru orice semn zodiac în care aveți 4 sau mai multe planete. Bun. Hai să scoatem o carte pentru Scorpion pentru anul 2021. Să-l iubești pe celălalt e ușor atunci când te iubești și te accepți pe tine însuși sau însăși. Inima mea e deschisă, las ca iubirea mea să curgă liberă, mă iubesc pe mine însumi, însămi, îi iubesc pe ceilalți, iar ceilalți mă iubesc pe mine. Un mesaj foarte frumos care vine să ne clarifice acești îndrăgostiți care au apărut de atâtea ori în această etalare. Lecția scorpionilor este, în primul rând, cum să se iubească pe ei însăși și, pe urmă, cum să îi iubească și pe cei din jur. Un mesaj foarte frumos pentru Scorpion, pentru anul 2021. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Vă doresc să aveți un an minunat, plin de împliniri, să puteți să profitați de tot acest potențial pozitiv pe data viitoare. Pa, pa!